Ce avem de toate? Hai să-l chemăm și pe tati. Hai, tati. Hai, tati. Hai, tati. Vreau, am pregătit momentul următor, dar vreau să vă arăt proverbul. Așchia nu sare departe de, cum e ăla? Trunchi. De trunchi. Ia că proverbul e aici. A venit proverbul. Alexandra, să rămână mâna. Tati, bună seara. Bună seara, bună seara. Să, să vă povestim pe scurt. Hai să-ți fac un număr frumos, o pastă magică. În mâna mea se află un pahar magic, este un pahar vechi. Familia mea se ocupă cu numere de magie. A început de la străbunicul meu. La 1, 2, 3 și 4. Ușor, ușor, aproape, ușor, ușor, ușor. A început să facă magie, a deschis un cerc și cercul s-a închis când a murit el. Și apoi s-a dus la tataia, la tati, la mătușile și unchii mei. Ne jucăm cu moneda. Bunicul, străbunicul să a fost în domeniul spectacole de circ, fachir, iluzionist. El a lucrat până la 82-83 de ani. Chiar i s-a făcut rău un spectacol, l-a dus la spital și a decedat chiar într-un spital din București. Dar mai avem un bunic care e în spate aici. E bunicul aici, da? Da, tată. E bunicul Alexandrei, da. Nu? Da, da, da. Vreau să vă propun un lucru, stați așa. Arătați lui Cerebel pe unde are el niște bile. Poate puteți să-l ajutați. Cerebel, nici nu știai unde ai o bilă. Fii atent aici. Pe am una, uite. Las-o pe aia. Fii atent aici. El e bunicul. Ce-a făcut? Ia. Unde? Apar n-aveai de treaba asta. Vai de păi, da. Extraordinar. I-a scos bila. Wow. Ok, trecem peste. Bunicul, da? Bunicul, ok. Tatăl, tot magician, adică dumneavoastră. Da. De la 8 ani de zile și până la 37 de ani. Meseria eram, transmis, mulțumesc, că eram cu tata într-un spectacol, mi-a făcut câteva numere de magie aparte, într-o sacoșă, o poveste în scurt, vă zic. Și până sunt intrat în spectacol, erau cortinile trase, eram undeva în dos și mi-am pus și eu câteva numere pe o măsuță, am început să lucrez. Bă, dați seama, un copil de 7 ani într-o scenă cu oameni, copii, era un spectacol, erau diferite persoane, rămas uimit și m-a spus, dacă îmi place și vreau să apuc meseria asta, să merg mai departe. Se dispare doamna învățătoare la școală? Asta chiar nu. De ce? Că fără ea în clasă e cam o gălăgie și o dezordine mare. Îmi place cel mai mult să fac magie. Mie îmi place să fac magie și îmi place foarte mult numărul cu torturica. Acum, Betty, vino la mine. Acum, Betty, zboară pe scară. Bravo! Chiar când am avut un spectacol la grădinița ei, s-a ridicat de jos și a venit lângă mine și aveam un săculeț care l-am vechi de la bunicu. L-a luat pe masă săculețul, a introdus o eșarfă în săculeț, a făcut o pasă magică, a dispărut eșarfa și în loc de eșarfa a apărut o carte. Fără, nici nu mă așteptam. S-a ridicat singură dintre colegii de acolo și a venit lângă mine. Când scoteam animăluțele, venea lângă mine, le lua ea în mână, le îngășea, ea este o iubitoare de animăluțe. Mă puteți învăța vreo câteva numere de magie să le fac și eu la școală să le arăt colegilor? Da, uite, avem nevoie de o deci baghetă magică. Asta este deci bagheta ta. Și aici avem un de ceva în pe, da? Da. Luăm ceva de aici și îl pierdem. Eu îmi doresc să fac magie, să fac să apară lucruri și să dispară. Am vrut ca să le arăt oamenilor că și copiii pot să moștenească de la părinți meseria de magician. Numerele de magie pentru mine sunt ca bancurile. Nu poți să-mi spui același banc de două ori, pentru că nu mai râd. Sau dacă mi-l spui a doua oară, trebuie să mi-l spui foarte bine, într-o altă manieră,
ca să pot râde.